Vremea face din nou pagube materiale. În această dimineață, echipajele de pompieri din cadrul detașamentului din Drobeta Turnu Severin au intervenit la un accident rutier în comuna Malovăț. Accidentul s-a produs la ieșirea din comuna Malovăț. Bărbatul în vârstă de 48 de ani nu a avut nevoie de îngrijirea medicilor și a refuzat transportul la o unitate de spitalizare. Din cauza condițiilor de vreme instabilă, autovehiculul a derapat și s-a răsturnat ieșind de pe partea carosabilă a drumului. În această dimineață, echipaje operative de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit la un accident rutier produs pe drumul național 67 la ieșire din localitatea Malovăț. În accident a fost implicat un singur autoturism, șoferul acestuia, un bărbat în vârstă de circa 48 de ani, a fost evaluat de paramedicii SMURD, însă a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. Personalul din cadrul detașamentului de pompieri din Drobeta Turnu Severin au asigurat măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul accidentului. Șoferul autovehiculului se află în stare bună după ce a primit primul ajutor din partea paramedicilor SMURD.